Stadionul municipal Ceahlăul își va deschide porțile pentru publicul larg după ce primăria și Consiliul Local Pietrean vor desemna un administrator. În acest moment, accesul pietrenilor care petreceau câteva ore în incinta bazei sportive este restricționat. Acum stadionul nu mai beneficiază de utilități. Furnizorii de energie electrică, gaz metan, apă potabilă au sistat contractele pentru neplată. Angajații clubului au ajuns la finalul perioadei de preaviz și au fost trimiși în șomaj și lichidat. Liquidatorul judiciar a afișat la principalele puncte de acces în arenă că Alpin Solv SRL, lichidator judiciar al SCFC Ceahlăul SA, conform sentinței civile numărul 290 din 2 iunie 2016, pronunțată de Tribunalul Neamț în temeiul articolului 151 din legea numărul 85 din 2014, restricționează accesul în baza sportivă FC Ceahlăul SA prin sigilare și, în consecință, orice activitate și sau competiție sportivă este suspendată. Accesul în baza sportivă se va face numai pe bază de autorizație emisă de lichidatorul judiciar. Ruperea sigiliilor și pătrunderea în incintă constituie infracțiune și va fi sancționată în consecință. În așteptarea finalizării procedurii de faliment, solicitare demarată pe data de 2 iunie, administratorul judiciar al clubului vrea să protejeze bunurile din incinta stadionului municipal. Recent, Consiliul Local a decis rezilierea contractului prin care arena era încredințată spre folosire clubului de fotbal Ceahlăul Piatra Neamț. Acum stadionul a revenit teoretic în administrarea primăriei Piatra Neamț. Practic, preluarea stadionului și a bunurilor de către municipalitate a fost întârziată de alegerile locale și acum în așteptarea constituirii Consiliului Local. Accesul este deschis pentru pista de atletism, cele două terenuri, pe perioada zilei, pentru că este întrerupt inclusiv furnizarea curentului electric și furnizarea apei și a gazului metan. Noi am amplasat două toalete ecologice pentru cei care urmează stadionul. În momentul în care vom prelua obiectivul cu toate bunurile de acolo, vom avea și oameni care să administreze zonele respective și atunci, prin reluarea furnizării apei și a curentului electric și a gazului metan, vom putea permite și accesul la vestiar. Stadionul are o capacitate de 21.000 de locuri, fiind cotat de inspectorii UEFA la categoria 3 stele. Eticheta respectivă a oferit posibilitatea de a găzdui chiar și meciuri din cadrul Champions League, respectiv de calificare la turneul final de campionat european. Modernizarea a costat 6 milioane de euro, bani care au fost investiți în schimbarea a 10.000 de scaune, în montarea tabelei electronice, nocturna, construirea vestiarelor, dar și realizarea gazonului.